Bun găsit, oameni buni, la o nouă rubrică Apicultura de luni, o rubrică deja tradițională, o rubrică în care facem sinteza săptămânii apicole ce s-a încheiat și la ce urmează pe viitor. Eu, pe plan personal, în stupine, zic că sunt la jumătatea extracției. Am terminat pe două stupini, dar acum am intrat în stupina mare de la Mărgăritești pentru a extrage mierea de la salcâm. E bine că vremea s-a mai răcorit puțin și numai albinele nu sunt agitate, stau prin stup acolo. Plus că se trag pe cuib și ne lasă caturile goale cu albină puțin, astfel încât să poată fi scuturate ramele ușor. Mierea este excelentă, este super căpăcită, super bună, maturată așa cum trebuie. O miere ajunsă la maturitate deplină, să-i spunem. O s-o pun și în circulație, o s-o pun în vânzare, în valorificare, pentru că este un an de excepție cu o miere super, super de calitate. Că tot veni vorba de miere, vreau să discutăm puțin despre prețul mierei de salcâm, pentru că dacă știm că în urmă cu o două săptămâni un mare procesator de miere a afișat prețuri de achiziție, deja în mediul online încep apar și oferte cu miere de salcâm la vânzare. După cum era de așteptat, era clar că procesatorul va pune prețuri de achiziție cu unul în față, dar acum vedem și apicultori care oferă miere de salcâm la vânzare, care au prețul începe tot cu 1. Deci prețurile la salcâm, la angro vorbind, cu 2 în față, au devenit o amintire frumoasă. După cum bine știți, nu putem trăi din amintiri. Trăim în prezent. Știți cum e, și bunica a fost fată odată și acum e oală și ulcele. Așa și cu prețul la miere. Trebuie să ne adaptăm situației. Ca să fac o recapitulare, în urmă cu două săptămâni, aproximativ două săptămâni, un procesator a afișat următoarele prețuri: 15 lei salcâm convențional, 18 lei salcâm bio. Iar săptămâna asta, pe mediul online, a apărut apicultor care vinde minim 300 de kilograme de salcâm, deci minim un butoi, deci cantitatea minimă pe care o vinde odată e la butoi, un butoi, și vinde cu 18 lei. Deja apicultorii au făcut ofertă de 18 lei, să spunem așa, la angro. Aproape tandere pe mandere. Bineînțeles, cum știți, mai ales pe Facebook apar fel și fel de comentarii. E de înțeles, sunt apicultori care nici anul trecut nu au reușit să-și comercializeze mierea. De ce facem apicultură la urma urmei? Ca să stocăm miere. O apicultură, majoritatea facem ca să câștigăm bani. Vrem bani, nu miere în stocuri. Vrem bani în conturi, nu miere în stocuri. Cum v-am spus, dacă te duci să cumperi o pâine la Kaufland, îți cere bani, nu îți cere miere cu pâine. Și acum să vă mai povestesc cu o treabă, o chestie pățită de mine. Apropo, cu mierea de salcâm și cu tot vând apicultorii. M-a contactat cineva să-i vând 50 de kilograme de miere de salcâm. Bineînțeles că am făcut și un discount, pentru că, bă, ce am zis, bă, omul e avrac, trebuie să scadem de aici borcanele, etichetele, capacele, ambalajele. După aceea zis, bă, mierea se trimitea la Arad, hai să-i scădem și prețul drumului ce era. Deci oricum îi făcusem un preț ok la mierea de salcâm. Nu mai spun că tipul care mă contactase era gen de peste ocean. Să spunem așa, într-un fel, că s-a cam țigărit cu mine, ca să vă dați seama cât de plin de bani sunt ăștia. Românașii ăștia de peste ocean s-a țigărit cu mine, dar am zis, hai bă, mi-e milă de el, e și el emigrant în SUA acolo, sau de unde mă s-a o fi, în sfârșit. Mamă, nu mi-a dorit. E și el de acolo, de peste ocean, e amărât. Băi, am făcut prețul ok. Și, dar fiți atenți ce borfași.
după o zi îmi trimite iar mesaj și că doamne, nevastă mea nu-mi dă voie să-i trimit sora mea, adică să-i trimit numai $200. Bogați rău de tot. Așa că vreau numai 25 de kg de miere. Bă, acum deja eu eram cam învenea să-i spun vă două vorbe, dar ce-am zis, bă, lasă-mă să fie, cum e, lasă-mă treacă de la mine, să fie pomana mea, să fie boda prostii. Că una este înțelegi pe 50 de kg, alta e pe 25 de kg. Dar am zis, bă, lasă-mă de la mine. Bun, ok, i-am spus, domnule, mai așteaptă o săptămână ca să limpezească mierea, ca să-ți trimit ceva ca lumea, știi? Să-ți trimit o miere bună. Și nu știu, după o zi sau două primesc mesaj și că, domnule, nu mai cade deal-ul, că am găsit miere aici la Arad. E apicultor care o vinde mierea de salcăm cu 25 de lei kilo. La în detail. Deci, la Arad, miere de salcâm în detail, 25 de lei kilogram. Bă, fraților, deci, acum cinstit, vă dați seama că informațiile astea ajung și la urechile procesatorilor. Și dacă un procesator află că apicultorii vând salcâm cu 25 de lei la borcan, el n-are, frate, cum să-ți dea mai mult de 15 lei pe kil. Hai, 18 lei. Deci nu are cum. Deci asta arată că în rândul apicultorilor e criză financiară. Deci odată ce tu ajungi, deci cu o săptămână între, vă spuneam de colegul nostru, Ecobiciu, cu, avea ofertă cu 30 de lei. Iată că a căzut oferta lui, acum e ofertă la 25 de lei. Vă dați seama ce foamete. Deci nu mai sperați că o să luați voi pe mirea de salcăm nu știu ce prețuri. Nu o să le luați. În vecii vecilor la agro. Deci dacă vreți, vindeți mierea repede acum, luați, încasați banii pe ea și băgați, frate, banii în active, băgați în acțiuni, jucați la bursă, alte chestii, depozite bancare, aur, aveți atâtea investiții care să vă aducă un câștig pasiv. Pe de altă parte, cum v-am spus, frate, eu îmi fac prețul la miere și se vede și fac bine. Eu am zis, bă, salcăm, eu nu scad sub 40 de lei. Chit că sunt, uitați, deci el mi-a luat clientul, că a dat-o cu 25 de lei. Oricum nu puteam eu de la, oricum nu mă coboram eu de la 40 de lei la 25 de lei. Am zis, bă, să fie sănătoși. Acum, nu vreau să fiu răutăcios, ce miere o fie aia la 25 de lei. A, e, dar să zicem că era un apicultor sărac. Se vede, e un lucru bun, pentru că am verificat în market prețul la miere și am văzut, știți că referința e Kauflandul Moș Costache, cea mai ieftină miere, știți că la brandul ăsta la Moș Costache. Și deja salcâmul Moș Costache a sărit de 42 de lei. Pentru mine este un lucru fantastic, pentru că am avut multe probleme, că era la un moment dat Moș Costache vindea salcămul sub 40 de lei kilogramul și aveam clienți care întreba, domnule, dar de ce e mierea mai ieftină la market decât la tine acasă? Ei, acum deja au început să-mi apară clienți din vechi care s-au dus în Kaufland și a văzut că mierea e mai scumpă, pentru că eu am venit cu oferta asta, păstrez prețurile de anul trecut, 30 poli, 40 salcămul. Și deja, uitați că oamenii se uită la 2 lei. Au văzut că e mai scump salcămul la market. Dar să știți că, deci în momentul în care era mai ieftină la market, să știți că s-au dus și au luat miere Moș Costache de salcăm de acolo, de la market, pentru că era cu 3 lei mai ieftină. Să știți lucrul ăsta. Deci omul se uită la orice leuț, pentru că omul ce zice, bă, dacă cumpăr 3 porcane am economisit 10 lei, mai cumpăr pâine 3 zile, na. Omul se uită la orice bunătă. Și de aia sunt bucuros, pentru că prețul ăsta de 40 de lei cu care vând eu salcămul e sub prețul marketurilor. Deci ăsta îmi doream de mult în momentul ăsta, ca să pot să fiu sub prețul marketurilor, că asta îmi va aduce din ce în ce mai mulți clienți. Asta vă spun una peste alta. La Angro treaba e bătută în cuie. Deci prețul va fi cu unul în față, pentru că nici sunt și apicultori care deja se mulțumesc să obțină pe mierea de salcăm
o cifră cu unul în față. Problema știți care e? Că ne-am întors cu în timp cu prețul. Problema e că banii noștri s-au cam devalorizat, atât leu cât și euro. Da? E o problemă. Dar eu vă spun, asta rămâne, nu vă rămâne de făcut decât... Bine, eu dacă ar fi să o dau la angroasă, aș face, aș dau-o imediat cu posibilitatea de a recupera, păi că e mai și o problemă să recuperezi banii pe ea repede. Pentru că mai sunt unii care zic plata pe loc, bă, vedeți că numerar nu se poate face plată decât de 5.000 de lei, atâta. Restul se face prin bancă, tată, că e asta de spălarea banilor. Dar în sfârșit astea sunt amănunte. Uitați că, deci, cumva am mai spus, dacă cineva simplu, pur și simplu își vedea în fiecare an mierea, în momentul extracției și ducea banii la bancă, era cu mult mai câștigat astăzi. Dacă 3 ani de zile ar fi dat salcăm în fiecare an, imediat ar fi luat banii și, deci simplu, nu stătea să-și bată capul. Punea banii în bancă, azi avea în buzunar cu mult mai mulți bani decât are clipa asta. Pentru că butoiul ăla de miere din depozit nu ți aduce niciun venit. Asta, scopul nu e să ai miere în stoc. Bine, cum să zic, eu mie trebuie miere în stoc. Eu vând tot anul, eu vând permanent. Eu vând zând an de tăie, un ciclic. Da, tati, da. Haide, tati. Hai. Știți de ce sunt câinii ăștia pe aici așa de fioroși? Pe valea asta pe aici circulă ursul. Și e și stupina aici, dar bine, stupina este cu gard electric. Aici nu ții stupină fără gard electric. Da, și ăștia sunt câinii care să apere fermele astea de urși. Colcă e de urși pe aici. Da, și asta este treaba cu mierea de albine. Eu am nevoie de stocuri, că eu trebuie să am miere tot anul, 365 de zile pe an. Trebuie să am miere ca să pot să-mi țin clienții. Deci, vedeți ce faceți, că situația nu e roz. Vă dați seama, și dacă s-au afișat prețurile astea la mierea de salcăm, vă dați seama în continuare se vor afișa și la celelalte sortimente de miere, respectiv floarea soarelui, tei, poli. Mai sunt unii care la floarea soarelui spun polifloră. Sunt dracu, polifloră e la mine aici, vedeți câine ăștia și urși. Aici, pădurea urșilor, aici e polifloră, nu în câmp. Hai să fim serioși. Da, poate ne plouă. Săptămâna trecută am văzut și o planetă, așa că lumea s-a ținut de extracții. Nu uitați un lucru, combaterea varoa. Verificați, luați, recoltați puietul de trântore. Vedeți dacă aveți infestare cu varoa și treceți imediat la tratamente. Da? Încă un lucru, producția de roiuri. Exact s-a închis, nu s-a închis, a trecut zodia taurului. Și eu anul ăsta am cam fost depășit de evenimente. Mi-au ruit mai mult coloniile ca anul trecut. Trebuie să recunosc, dar asta e. Dumnezeu știe mai bine ce e de făcut. Că albina de la Dumnezeu vine, la Dumnezeu se duce, așa că o lăsăm sfășoare. Uite și aici, gata. Au cam dispărut florile de salcăm. Nu mai se vede verde, verde, nu mai avem, s-a trecut salcămul, da, nu mai e. Suntem pe producția de roiuri, o să mai vin cu ceva filme în care se prezint iar pas cu pas, că văd că lumea este interesată despre cum se produc roiurile și v-am spus, eu lucrez cu regină înterecheată. Fac roiurile pentru că e mai simplu așa. Tot șpirul e ca să nu te grăbești pentru ca regina să fie acceptată de către albine. Sunt acolo niște tertipuri, vedeți că am pus deja un film. Voi mai veni și zilele următoare cu alte clipulețe și dăm drumul la treabă, că e nevoie. Este nevoie.
mine nu mai sunt. Dacă vine ploaia acum, spală de tot. Spar total florile astea de salcă. Ar încerca timid așa să plouă câteva picături, dar încă nu. Încă nu e ploaia pe care ne-o dorim așa de mult. Pentru că la mine dacă dă ploaia, începe solfina, începe fâneața. Chiar am văzut ieri ceva solfină înflorită. Vă dați seama, deci e o miere absolut nobilă. Dar numai bine să termin de extras salcămul. Să termin de extras salcămul și să trecem la felul următor. Așa. A trecut și mașina de pâine și microbuzul școlar. Așa. Toată lumea. Gata. Deci, acum, în perioada asta, facem noi unități biologice, că, nu știu, anul ăsta, nu mai vreau, pentru că ați văzut, avem probleme cu seceta, aș vrea la 15 iunie să termin, gata, să termin cu roiurile și cu astea, pentru ca să aibă timp după aia de la 15 iunie, să aibă 15 iulie, 15 august, 15 septembrie să aibă 3 luni de dezvoltare. Înainte făceam roiuri inclusiv în luna august, dar se acei roi tardiv. Dar alea, să zicem, în ziua de astăzi, dacă le faci, sunt numai și numai niște regine de rezervă. Pentru că nu se mai dezvoltă așa cum trebuie acea colonie până la intrarea în iarnă. Uite, stăm și ne rugăm de o ploaie, pentru că, așa cum spune o vorbă din bătrâni, plouă, dacă plouă în mai, avem mălai. Pentru că dacă plouă în mai, am eu miere de fâneață. Asta este toată trebușoara. Și încă un lucru, dacă mie îmi dă ploaie, mă ajută Dumnezeu, vă dați seama cum am terminat cu extracția de la salcâm, cum trec imediat pe colectarea de polen. Imediat trecem pe colectare de polen. Încă un lucru mai am în, uite, deci coloniile care au rămas în urmă, chiar am verificat sâmbătă colonii cu regine bătrâne și cum mi-apar primele regine acum, cum le locuiesc pe cele bătrâne. O să fac și niște filme să vedeți cum practic unifică, deci nu stau să iau regina, sunt bătrână, să aduc regină, dar nu aduc, deja o unitate biologică nouă și o desfințez pe cea veche. Bine, toată populația va fi preluată de noua colonie. Deci asta o să fac, urmează să fac acum, în prima fază. Vreau să mă uit, cred că aici am văzut. Ia să... am o groază de boschis de ăștia. Dar nu știu dacă pe aici am văzut celebra sălcioară a lui Mitrigan. Uitați-mă. Uite sălcioara lui Mitrigan. Da. Ia, mă. Da? Uite-o, mă, e înflorită. Hai că a început să burnițeze afară. Sălcioara lui Mitrigan
Ieși și pe la mine. Ia uite, om, da, mă, Mitrigane. Uite, și pe la mine mai înfloresc boschiți ăștia. Am ceva, și plus asta. Asta e jale, asta dă miere multă. Asta dă miere multă. E floră spontană ca lumea la mine, da. Trebuie leacă de ploicică. Văd că vin pe parbriz câteva picături de ploaie. Ar fi extra ordinar să avem puțină ploicică. Vă dați seama, toate astea ar secreta și nectar și polen și de aia aș activa imediat, imediat colectoarele de polen și aș da drumul la meserie. Aș da drumul la meserie să facem unificările de rigoare și să pornim Trebușoara. Să pornim la Trebușoara. Da. Cam asta. Trebuie să înlocuim practic în perioada asta tot toate reginele care gata, s-au uzat. Hai să le spunem regine uzate. Regine pe care trebuie să le scoatem din circuit și să aducem tineret speranță de anul ăsta. Pentru că eu am observat la mine, stupină, frate, deci m-am dat randament exact bătrânetul. Ce să mai... Hai! Bătrânetul nu a dat randament. N-ai ce faci. Și din cauza asta trebuie schimbate. Și nu mai bine, acum vin noile loturi de regine și intrăm pe schimbare puternică. A, și să nu uit un aspect, știți că am făcut un apel să vă abonați, să dați click pe butonul ăla de abonament, că vreau să trecem și noi bariera celor 17.000 de abonați. Mulțumesc celor care s-au abonat și nu uitați, să cei care urmăresc canalul, să vă dați click pe butonul de abonează-te. Și bineînțeles, acolo un like-uleț pentru a mai discuta fel și fel de informații din lumea apicolă. Deci chiar am fost plăcut impresionat când am văzut că mai multe persoane au răspuns acestui apel. Mai avem nevoie de puțin, de cred că 70 de persoane să depășim 17.000 de membri în comunitate. Deci așteptăm zilele astea 70 de persoane să se alăture comunității. Ceruiți, distribuiți aceste videouri pentru a face comunitatea cât mai puternică. Și din ce cauză? Și am spus mereu, comunitatea Dragoș Gavrilei făcută din membri reali. Eu nu am apelat, am văzut alte canale, inclusiv unul meu apicolă, care apelează la acele ferme de conturi unde te duci și plătești o sumă de bani și automat îți crește numărul de ce vrei tu, de vizualizări, de like-uri, de abonați. Deci mi-a fost dat să văd și eu, spre exemplu, o fază la un live de ăsta, când s-a terminat live-ul, avea 900 de vizualizări, deci s-a terminat undeva după 10 noaptea. Iar așa brusc, peste noapte, s-au sculat 10.000 de apicultori din România și s-au uitat la video-ul ăla. Deci apicultorii din România nu aveau ce să facă noaptea pe la 12 noaptea decât să se uite la un live. Când toată lumea știe că vârfurile de audiență la un live este momentul ăla când este transmis el. Nu să-ți apară 10.000 de vizualizări după. Deci alea clar, alea sunt vizualizări cumpărate. La fel și cu abonații. Deci am văzut canale unde deci aveam într-o zi 300 de persoane, deci la canal apicol, să se aboneze într-o zi 300 de aici și să aibă canalul 900 de vizualizări. Mă lași? Ce dracu! Era, vă dați seama ce aberație că era să se întâmple cum ar veni un canal să aibă într-o zi mai mulți abonați decât vizualizări. După cum a cumpărat acolo. Dar asta, bineînțeles, vă dați seama că dai niște bani aiurea pentru că nu
se întoarce nimic. A, că vrei tu, că ești tu dus cu capul și vrei să te lauzi, că ai tu mare canal, că ai tu multe vizualizări. Nu mai impresionezi pe nimeni în ziua de astăzi cu fake-uri, cu canale de-astea fake, făcute peste noapte. Că, normal, acum îți dai seama, când vezi spike-uri, îți dai seama că acolo este făcătură. A trecut epoca când oamenii se lăsau, nu erau informați și nu știau de existența acestor ferme. Deci dacă căutați pe net, o să vedeți aceste ferme de telefoane, săli întregi, unde sunt telefoanele conectate unul cu altul și fiecare telefon e un cont. Și o să vezi genul o sală unde sunt 1000 de telefoane. Deci, gen, dacă tu cumperi, vrei 1000 de abonați, e legătura cu tipul care administrează ferma aia, îi plătești și automat toate telefoanele alea vor intra, se vor abona la, la canalul tău de YouTube, să zicem. Bine, la fel ține, la fel e faza și pe, pe, sunt canale de apicultură de Facebook care au membri mai mult decât există apicultori în România și în Republica Moldova. Bă, mă lași. Deci au cumpărat. Mă, și știți care e culmea? Că toate treburile astea se întâmplă la canale sau la grupuri unde, care nu sunt făcute de creștini ortodoxi. Sunt făcute numai de tip care fac parte din așa numitele denominațiuni creștine. Deci foarte, foarte interesant. Toate canalele ortodoxe, nu, deținute de apicultori ortodoxi, sunt canale corecte unde vezi exact dezvoltarea lineară, da? Cum v-am mai spus eu, nu vezi dezvoltarea aia în, în spike-uri. Nu vezi dezvoltare în spike-uri, da? Cam asta este treaba. Că știți cum e? Deci, și altceva. Deci asta demonstrează persoanele astea care au canalele astea care cresc așa numai pe cumpărat. Dom'le, au o viață în minciună. Viața lor este o minciună. Totul este o minciună. Un fake. Ei însuși sunt efectul unor minciuni. Că și așa, adică se spune că acum trăim, acum suntem în epoca post-adevăr. Așa se numește epoca asta în care trăim acum. Epoca post-adevăr. Pentru că nu mai contează adevărul ziua de astăzi, contează prima opinie. Gen, te duci pe un canal și vezi care urți abonați sau multe vizuri. Ah, mamă, ce canal! Dar tu nu-ți mai spui întrebarea că ai o minciună. Gen, ca să vă dau un exemplu din domeniul ăsta. O închis de bună. Asta e, trăim în epoca post-adevăr. Bine, cine... Știți ceva? Și m-am gândit la un lucru. Că te uiți că sunt foarte mulți proști. Bă, dacă proștii ăia sunt fericiți în prostia lor, n-ai de ce să-i acuzi. Îi lași acolo să trăiască prostia lor la urma urmei. Nu poți tu să-i schimbi. N-ai cum. Nu ai cum. Și îi lași acolo să trăiască în prostia lor. Asta e clară treaba. Că nu ai cum. Mergi mai departe. Asta e. Să fie la ea acolo. Dacă ei sunt fericiți în prostie, n-are rost noi acum să-i scoate din prostie. Bine că trebuie să facem o segregare cumva, să separăm lumea asta în două. Proștii să trăiască într-o parte și restul în altă parte. Deci, cred că va fi nevoie de o segregare. Dacă înainte exista segregare rasială, practic asta ar trebui să vorbim de o segregare intelectuală. Nu se mai poate. Nu se mai poate la un moment dat. Trebuie să-l lași pe prost să trăiască fericirea lui. Ca să spunem așa. Gata, hai că am dat domba în verne. Oameni buni, țineți aproape, produceți roiuri de calitate ca să vă locuiți unitățile biologice bătrâne, tratamente antivaroa, verificați întâi încărcarea de varoa, terminați ce mai aveți de finisat cu extracția mierii și în rest, ce să vă spun, să auzim numai de bine. Dragoș Gavrilă, vă urează sănătate, fericire și mult noroc.